Doliu în muzica românească. A murit un mare artist al României. Toată țara îl plânge. Din nefericire, România a mai pierdut o stea. Sâmbătă, 19 noiembrie 2022, marele dirijor Voicu Enăchescu s-a stins din viață la onorabila vârstă de 79 de ani. Sâmbătă, 19 noiembrie 2022, Voicu Enăchescu, fondatorul corului de cameră, preludiu, s-a stins astăzi din viață la onorabila vârstă de 79 de ani. Trupul neînsăflețit al marelui dirijor va fi depus duminică, 20 noiembrie 2022, la Ateneul Român, între orele ora 13 și 30 de minute ora 17, unde cei care i-au apreciat arta-i pot aduce un ultim omagiu. Înmormântarea lui va avea loc luni, 21 noiembrie 2022, de la ora ora 12, la cimitirul Sfântul Ilie din Pipera, relatează Radio România Culturală. Voicu Enăchescu s-a născut la data de 24 mai 1943, în localitatea Brănești, din județul Dâmbovița. Acesta a absolvit conservatorul de muzică, Ciprian Porumbescu, din București, unde i-a avut ca profesori pe Zenovancea, Alexandru Pașcanu, Petre Crăciun și Constantin Romașcanu.